Bună seara, dragi prieteni! Cea de-a 23-a ediție a campionatului mondial s-a încheiat. Valea Jiului a fost în premieră la acest campionat mondial prin Clubul de Handbal Știința și eurohandbal.ro, site care aparține. Am încercat să vă aducem informații foarte interesante despre cea mai bună selecționată feminină a României care există. Și în această seară vă spunem că am observat că în unele locuri visul se poate împlini. Franța a reușit să doboare astăzi toate calculele hârtiei și a învins o selecționată a Norvegiei care domină de ani buni acest handbal feminin. Suntem aici din dorința de a promova acest joc, dar și de a învăța de la cei mai buni. Germania a organizat acest campionat mondial pentru a promova jocul de handbal, dar în special și turismul aceste localități în care s-au desfășurat campionatul mondial de handbal au fost strategic alese și astăzi peste 4500 de norvegieni au venit la Hamburg ca să susțină naționala Norvegiei, o națională care pleca din start cu un avantaj al experienței, al jocului, al suporterilor ca să câștige această finală. Dar visul Franței a fost să devină campioană mondială și a reușit pentru că a avut o strategie, pentru că de ani întregi reușește să construiască și să investească banii autorităților locale în copii, în centre olimpice de excelență, acolo unde ei primesc tot ceea ce este mai bun pentru a reprezenta țara cu mândrie mai departe. Această Franță condusă de un antrenor excepțional, emerit, îi spunem noi, Krumbolz, a reușit să doboare toate calculele hârtiei și să câștige astăzi un meci care a fost senzațional din punct de vedere tactic, din punct de vedere al jocului colectiv, din punct de vedere al echipei. Franța a ieșit câștigătoare. Sunt în sala media, aici, unde ne-am desfășurat doar de 3 zile corespondența noastră către Valea Jiului în premieră. Mă repet, dar este foarte important, nimeni niciodată din Valea Jiului nu a reușit să fie acreditat la un campionat mondial să transmită informații live de aici. Noi am reușit să facem treaba asta și vreau să vă spun că în spatele meu a fost cel puțin 100 de ziariști astăzi care au transmis în toată lumea că Franța este campioana mondială în acest moment. Dacă stăm și ne gândim la banii pe care Franța a investit, în acest moment ei se vor întoarce înzecit. Franța a reușit să ducă handbalul pe culmea cea mai înaltă mondială și niciun ban pe care l-au investit ei în acest moment nu că s-a pierdut, ci s-a câștigat. Franța devine o echipă care va conta mai departe la viitoarele turnee finale. România este o națională foarte puternică. Din păcate, la acest campionat mondial, strategia Federației Române de Handbal a fost să urmărească participarea la Jocurile Olimpice din 2020. Acest lucru s-a văzut în întirerirea lotului și, din păcate, am ieșit doar pe locul 10, dacă nu mă înșel. Însă, ceea ce e mai important este că, în acest an, românii, suporterii români aici la campionatul mondial, probabil că au fost cei mai frumoși după selecționata Norvegiei. Au fost cei mai mulți prezenți la Trier, au fost în număr mare și la Leipzig. Din păcate, Cehia ne-a eliminat dramatic în ultimele două secunde, după un arbitraj, spunem noi, foarte rău împotriva noastră. Noi am mers mai departe cu Valea Jiului, am încercat să transmitem aceste informații din dorința de a arăta autorităților locale și județene că sportul este principalul pion, dacă nu și cel mai important promotor al turismului din zona din care ne tragem. În ultimele 6 luni am încercat să transmitem visul nostru de a face sport și de a promova Valea Jiului în același timp. Din păcate, am adus banii de acasă pentru probabil cei mai mari artiști din România.
Sunt persoane în Petroșani care nu înțeleg că 500 de mii de lei ca să-i arunci pe niște beculețe în fiecare an nu ți aduc niciun fel de promovare pe turism și totuși la anul vor mai arunca încă 500 de mii de lei pentru niște beculețe. Și turismul nostru nici măcar la târgul de turism național al României nu a fost promovat din Petroșani în acest an. Este real ceea ce vă spun, însă Germania face altceva, se promovează prin sport tot timpul și poate că o fac mai bine. Franța face același lucru, Norvegia face același lucru. Nu întâmplător astăzi au fost 4800 de norvegieni în tribună și câteva sute de francezi. Locul desfășurării finalei campionatului mondial a fost la Hamburg, Norvegia fiind foarte aproape de Hamburg, care este port la Marea Nordului, au venit într-un număr extraordinar. Am reușit să lansăm un club de handbal, am reușit să avem 80 de copii, am reușit să ne promovăm timp de 30 de zile și să aducem o audiență înspre Valea Jiului. După cum vedeți, avem pe noi tot felul de simboluri legate de clubul de handbal, de site, de zona pe care o promovăm. Ne dorim să facem asta și în viitor, însă noi, după ce am adus cei mai mari artiști din România pe stadionul Jiu și am lansat singurul club de handbal din lume care a fost lansat pe stadion, după ce am reușit să participăm la campionatul mondial în premieră și să promovăm județul Hunedoara și Valea Jiului, o să trebuiască să mă duc acasă și să mă lupt în hârtii cu acești oameni care nu pricep că banii nu mai sunt de aruncat pe fereastră. De mâine începând, acești oameni vă vor mări dumneavoastră taxele în loc să se gândească cum să aloce banii pentru sport, sport care a fost uitat de cel puțin 10 ani în Valea Jiului și care nu a fost susținut, nu știm din ce motive. În acest moment, legislația obligă autoritățile locale să susțină sportul și nu vedem de ce handbalul nu ar trebui susținut. Nu am primit nicio confirmare decât din zona Petrii la Vulcan că vor începe să susțină și activitatea handbalistică după ce avem 80 de copii, rețineți, la antrenamente, care vor să facă sport și să promoveze Valea Jiului cel puțin pe tricourile cu care ei aleargă la antrenamente. Dorim să facem asta și în continuare, dar din păcate familia mea are de suferit. Familia mea, după concert, trebuie să suporte amenințarea zilnică a banilor pe care i-am pierdut, pentru că așa au vrut alții. Pentru că ei decid viitorul unor oameni fără să priceapă că, de fapt, fac parte din acest viitor. Sunt doi oameni care conduc acea Valea Jiului și nu mi se pare corect ca acești doi oameni să ne influențeze viitorul. Nu mi se pare corect atunci când vrei să faci un lucru bun și să promovezi această zonă și să încerci să faci colaborări pe parte de sport, să vină cineva să spună piedică, să-ți spună nu mai ai voie să faci asta. Nu înțeleg de ce avem o barieră din punct de vedere media pentru a ne promova în Valea Jiului. N-am făcut niciodată nimic rău decât am încercat să facem handbal și să promovăm acea zonă. Așa cum ei mi-au distrus viitorul economic în acest moment și trebuie să muncesc mai departe ca să pot să-mi recuperez o parte din toate lucrurile pe care le-am investit, așa voi lupta și eu mai departe de mâine începând și anunț că de Crăciun acum le voi face și eu o surpriză, pentru că oamenii care nu vor să se implice în comunitate trebuie să găsim metoda reală pentru a îndepărta, pentru a veni alți oameni care înțeleg că Valea Jiului are nevoie de altceva. Îmi doresc ca handbalul să vă promoveze partea de turism și îmi doresc ca handbalul să devină cel mai important joc în toate Valea Jiului. Voi încerca să fac acest lucru și în viitor. O seară bună! Scopul concertului, dragi prieteni, dragi locuitori ai Văii Jiului, pe care
L-am avut în vedere la lansarea acestui club pe stadionul Jiul cu Andra și Carlos Dreams a fost de a strânge fonduri pentru a ne putea deplasa la campionate mondiale și europene pentru a promova acest joc și pentru a promova turismul din Valea Jiului. La acest campionat mondial am încheiat colaborări cu Slovenia, Spania, Norvegia. În acest moment și la sfârșitul zilei am reușit din nou și într-o altă zona a Norvegiei să facem niște contacte de colaborare. Am reușit în partea suedeză și franceză să aducem promovarea județului Hunedoara și a Văii Jiului prin sport, prin ceea ce noi am reprezentat aici ca Eurohamba România în cadrul acestei uriașe, să spunem, zone de media. Toate lucrurile astea au fost pur și simplu distruse. De ce să meargă ele bine? Copiii noștri au avut interzis pe stadionul Jiul după ce am pus în vânzare biletele, părinții copiilor de asemenea, pentru că n-au mai putut să-și cumpere cele mai ieftine bilete, iar familia mea are de suferit în acest moment și probabil că îi va fi foarte greu să iasă înapoi la suprafață. Însă am luptat și suntem aici. Și chiar dacă am avut piedici și bariere peste tot puse, Clubul de Handbal Știința s-a reunit după 26 de ani la acest campionat mondial cu 6 coechipieri care arată ca o echipă și care luptă împreună pentru a promova zona într-o direcție corectă de dezvoltare durabilă. Ne-am dorit să facem aceste colaborări, am reușit și din cauza aceasta spunem că acei oameni care ne-au interzis să vindem bilete după ce le-am pus în vânzare, acei oameni trebuie să plătească în viitor ceea ce ei ne-au creat ca un prejudiciu major din punct de vedere al proiectului integrat pe care noi îl urmărim. Așa că vom merge mai departe și vom face și noi acestor oameni o mică surpriză acum de Crăciun și voi pregăti documentele pentru a o susține pe doamna Macovei așa cum trebuie, pentru că nu are experiența necesară. Din partea mea vor veni toate datele de care dânsa nu avea nevoie și o să le transmitem coerent mai departe, astfel încât comunitatea noastră să aibă în viitor de câștigat pe sport. Aceasta este surpriza majoră cu care o să vă țin la curent. În ciuda tuturor vicisitudinilor, în țara asta trebuie să înțelegem că este democrație și că putem să spunem lucrurilor pe nume și că oamenii care au fost aleși cu o treime din numărul de voturi nu ne reprezintă pe toți în aceste momente și că trebuie să susțină sportul pentru că de fapt susțin copiilor. Nu este obligație să susțină Clubul de Handbal Știința, dar nu este nicio obligație să arunce cu 500 de mii de lei pe geam în fiecare an ca să cumpere niște becuri. Iată, visul Franței a fost aici în spatele meu în această seară, pentru că sunt oameni care lucrează corect în jurul sportului și pentru că sunt oameni care gândesc coerent niște strategii. Valea Jiului și Masivul Parâng nici măcar nu a fost la târgul de turism în acest an și este singura alternativă la minerit pe care Valea Jiului o are în acest moment, astfel încât copiii noștri să rămână acolo și să poată să facă ceva în viitor coerent. Dacă de 12 ani nu am reușit să facem nimica pentru turism, de ce credem că am putea să mai facem ceva de acum încolo? Dosarele care sunt deschise sunt deschise pentru că oamenii aceștia nu au știut să conducă corespunzător nevoia populației din zona noastră. Eu mă alătur în acest moment oamenilor care nu mai suportă. Acești oameni de 12 ani de zile n-au făcut nimic pe turism și de mâine vă vor mări taxele, dar și eu de mâine când mă duc acasă, după ce m-a pleznit o palmă uriașă după concertul de pe stadion, pentru că așa a vrut cineva, și eu când mă voi duce acasă, voi lupta așa cum trebuie pentru a-mi demonstra, să zicem, lucrurile și proiectul integrat pe care l-am gândit, pentru a demonstra că altceva nu m-a interesat decât viitorul copilului meu să o ducă altfel în această localitate. Că suntem oameni care am ajuns să nu ne mai iubim nici aproapele din cauza problemelor, din cauza lucrurilor pe care le avem de trecut în fiecare zi, din cauza barierelor, din cauza mediei, din cauza tuturor. Trebuie să luptăm așa cum se cuvine. Vă mulțumim în primul rând
celor care ne-ați urmărit de la acest campionat mondial. Sunt câțiva prieteni deosebit. Vă mulțumesc, dragi prieteni. Am încercat să vă transmitem informații frumoase și vă urez o seară deosebită tuturor. Hai România! Veniți și vizitați Valea Jiului. Aceasta este strategia noastră pe turism. Discover Hunedoara, descoperiți Hunedoara, care are cel mai mare potențial pe turism din România, în jurul sportului numărul 1, handbalul. O seară frumoasă, handbal, sport național.